articolul ăsta 33 aliniatul 1 și articolul 34 aliniatul 1 și aliniatul 5 prin discuția aprobată 249 din 19.10.2023 a fost convocată și într-o ordinară a fost locală. Toate proiectele înscrise pe ordinea de zi definesc condițiile prevăzute de articolul 136 aliniatul. Sunt înscrise de rapoartele de specialitate ale, ale compartimentelor de specialitate și avizele consultative ale comisiilor din cadrul Consiliului Local. La această ședință sunt prezenți trei viceconsilieri, deci domnul Oftăr Sorin și domnul Mărțelin Aion. Rog doamnele și domnii consilieri care au un interes personal de natură patrimonială care ar putea influența obiectivitatea se abțină de la deliberare și adoptare. Domnul președinte. Da, bună ziua. Dăm citire ordinii de zi. Proiect numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Fericit din data de 29.9.2023. Proiect numărul 2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie 2023, ianuarie 2024. Proiect de hotărâre numărul 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului Consiliului Local Hilegiu, Comisia de Evaluare a Calității în Școala Gimnazială Hilegiu. Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea situațiilor de necesitate a situațiilor deosebite în care se află familiile sau persoanele care lucrez pe raza comună Hilegiu care justifică acordarea ajutorului de urgență, precum și procedura și condițiile de acordare a acestora, încercate cu legea numărul 416, pe 2001, privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare. Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special a reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Hilegiu în AGA, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctul înscris pe ordinea de zi al ședinței AGA-ADIM din data de 25.10.2023. Proiect numărul 6. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Hilegiu în ADA, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctul 1 înscris pe ordinea de zi al ședinței ADA-DIP din data de 6.11.2023. Proiect numărul 7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Comunei Hilegiu în domeniul public al Comunei Hilegiu a imobilului teren în suprafață de 653 pătrați, categoria de folosință pășune. Și proiect numărul 8, diverse. Cine este pentru? Cine? Așa, dăm citire în confirmare. Punctul numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 26.9.2023. Cine este pentru? Abține. Așa, proiect numărul 2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie 2023, ianuarie 2024. Cine este pentru? Domnul Patron. Nu, să facem propunere. Să facem propunere, da, pentru... Domnul Patron. Cine nu fost? Cine este pentru domnul Patron? Alu, doar, ești președinte de cine este pentru? Ce de bără? Și un lucru de anul să da, propune și un supleant în situația în care se întâmplă. Da, nu, e pliar oameni cu 6 luni. Aaa. Să vă zic, da, din ianuarie. Cu 6 luni. Când am mers, 6 luni din ianuarie. Da, foarte bine. E corect? Da, trebuie să te poțelești. Da. Patru, mă aștept la bătaie, vorbim. Fiți, da. Cine este pentru? Cine este pentru? Cum vă pare rău, domnul Patru? Nu, eu sunt cel de la doua dură. Ce e prea mult. Bine, proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului Consiliului Local Hilegiu în Comisia de Evaluare a Calității în Școala Gimnazială Hilegiu. Doamna Geba? Cine este pentru? Nu cred că pot, pentru că eu am un program foarte încărcat și nu știu. Să fie cei care s-au calificat până la urmă. Stoi, Elena intră la următorul, la Adic, nu? Da, da, da. Cine e pentru? Domnul Stoica, ce e pentru? Cine e pentru? Da, da, da.
atunci nu condamnare. Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea situațiilor de necesitate, a situațiilor deosebite în care se află familiile sau persoanele care lucrez pe raza comună Helegiu, care justifică acordarea ajutorului de urgență, precum și procedura și condițiile de acordare a acestora în conformitate cu legea numărul 416/2021 privind venitul minim garantat, modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile articolului 28 din legea 416 privind venitul minim garantat și articolului 49 din hotărârea Guvernului 50/2011, normele de aplicare a legii 416, primarii pot dispune acordarea de ajutoare de urgență în bani sau în natură familiilor sau persoanelor care se află în situații de necesitate apărută ca urmare a unor calamități naturale, incendii, accidente, epidemii, epizodii, precum și alte situații deosebite care pot duce la apariția și sporirea riscului de excluziune socială, inclusiv în caz de deces în țară sau în străinătate, stabilite prin hotărârea ale Consiliului Local, care va cuprinde și procedura și condițiile de acordare. S-a procedat la un regulament care se stabilește situațiile deosebite și modalitatea de acordare a ajutoarelor conform legii 416. Da. Dacă vreți să vă mulțumesc de două, trei cuvinte, am ajuns la concluzia asta, întrucât în decursul anului, cel puțin în ultimul an acum, au fost mai multe solicitări din partea persoane de ajuns la necaz, la nevoi și care nu aveau nicio resursă materială pentru a-și îngropa un apropiat, de exemplu, un caz de ADR, de acolo unde există sau unul jucătate, când un domn sau gosav, fără aparținători, nici măcar nu locuia pe răza comunii noastre, avea doar domiciliu, pentru că era elegeat. Drept, o mustăre, să spun așa, era prin decedat, destul de la morgă, trebuie să fac ceva cu el. Adică sunt soluții și situații care, la un moment dat, trebuie să mergem la capăt noi ca și autorități. Bineînțeles că nu l-am lăsat acolo, am găsit o soluție și l-am dus și am făcut ce se cuvenea. La baza acestui proiect, asta mai mult o solicitare din partea unei fetițe din Delei. Nu am un pic, domnul, o secundă. O fetiță în Delei, studentă la medicină anul 2, resurse materiale foarte, foarte limitate și care m-am gândit noi și cred că și dumneavoastră de acord să venim în sprijinul dânsei, nu cu sume foarte mari, nu ne permitem noi sume foarte mari, dar eu știu o sumă modică, manual, în care să o încurajăm și să o poată duce la capăt facultatea respectivă. Asta nu înseamnă că și chiar că insist și repet lucrul acesta, nu aș vrea să fie o regulă și o regulă generală, pentru că bugetul comunei noastre clar este limitat și clar este mic, dar acolo unde chiar sunt solicitări de genul acesta, bune, că rezultate sunt foarte bune la învățătură, unde familia nu are niciun venit, repet, cred că nu știți cazul de la Delei, o fetiță deosebită, din oameni foarte simpli, cu ajutor social, m-a intrat la medicină, este anul 2, inițial cum o cheamă? O știți foarte bine. Păi nu știu dacă vorba de aceea persoană, cea pe care a salutat-o dumneavoastră. Vădămană Anomalia, care a reușit să treacă de la bucet. Și anul trecut a primit din partea rota. Din partea rota, din 500. Am scris-o și noi cât am putut, dar neoficial, într-un fel sau altul, pentru că acum găsim o soluție și oficială, bineînțeles, pentru cei care doresc să mai ajute cazurile respective, sunt bine primiți și doresc că i-ar ajuta foarte mult și sunt convins că dacă ar mai fi și mai multe cazuri de acest fel, cu siguranță vom găsi resurse să-i sprijinim. Nu știu dacă vă imaginați cât de greu a fost să treacă de la un buget la taxă, la o medicină care înseamnă cu adevărat carte acolo, un copil extraordinar. Nu vă spun că, având ore la... Asta vara a fost plecat la muncă în Germania, de exemplu, de o lună jumătate cât a avut timp să mâncească să aducă un bănuț, iar părinții, fiind cu ajutor social și având prestat ore la primărie, într-una din zile, era chiar fericită, cum s-a prin centru, mă spunea să fac mărăc. Fetița asta chiar nu-i cazul să stângâia voie din centru. Înțeles că nu a deranjat-o și că e învățată cu munca și că dovadă sunt rezultate pe care le obțin.
Dacă vor mai fi și alte cazuri, cu siguranță împreună cu dumneavoastră vom găsi soluții să îi sprijinim. Dar, repet, cu nici condiții, așa, grații să spunem, pe lângă notele foarte bune, pe lângă situația materială, pe lângă situația materială să fie de nivelul ăsta, când vorbim de cazuri cu părinții angajați, cu bunuri, cu mașini, cu nu știu ce. Deci, pentru fetița respectivă a fost, în primul și în primul rând, gândit acest proiect de hotărâre. Dacă sunt discuții mai de voastră, doamna Părinte, am scos de vreau să întreb cât este ajutorul, dacă a stabilit. Dacă este în proiectul de hotărâre trecut o sumă minimă și maximă, 3.000 de lei. Cred că 3.000 de lei o să iau. Pentru că trebuie să aveți în vedere că este ședința Consiliului Local, informația este publică și ne putem trezi cu multe solicitări. Ideea este că nu ar trebui să facem discriminare. Sunt mulți copii în situația asta. Eu știu un caz cu o mamă divorțată cu 3 copii care stă în chirie și care are fata tot la Iași la medicină și tot la putață. Deci vor mai fi situații de genul ăsta. Da. Nu, am acceptul să-i dau, o să-i dau. Da. Deci sunt cazuri multe extreme și va trebui să aveți în vedere că se constituie într-un precedent și că trebuie să aveți, deci, așteptam să fie un buget alocat pentru acest proiect. Am luat raportul acesta. Noi astăzi discutăm doar un proiect de hotărâre care era nevoie să avem cadrul legal, pentru că nu l-aveam. În funcție de bugetul, am și prevăzut în proiectul acesta, în funcție de bugetul pe care îl avem, noi astăzi nu avem niciun bani prevăzut din conferința asta și ca nici măcar nu știu. Da, dar știți, teoretic nu poți, dacă nu ai locare bugetară să... Vorbim de anul viitor, pentru că în anul 2024, clar, vom prinde în buget o sumă care va fi doar pentru situații de urgență de genul ăsta. Un deces fără aparținători, o fetiță, două, trei, care are rezultate foarte bune și care au și o situație materială precară. Am dat niște date acolo, părinții să nu aibă serviciu, să nu aibă bunuri, să nu știu, mașină, apartament, chirii, sau ceva, ceva. Eu zic că sunt binevenite și că copii de acest calibru trebuie să ajutați de noi, chiar dacă îl punem în balanță unele utilități care poate le-am putea face. Nu știu, 5 lei pe care trebuie să schimbăm la străduță, să spun. Poate încet, încet, vor mai strânge un miliard cu mașină. Merită, așa este. Și acum nu sunt bani, da. Cine este pentru? Da. Da. Mergem mai departe. Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna RGU în AGA Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, Bacău, cu privire la punctul înscris pe ordinea de zi al ședinții AGA ADIB, din data de 25.10.2023. Nu, dar nu poate să se întâmplă. Nu este propunere, parcă este. Este propunere, este domnul Mărgărin. Păi da, asta, știu. Sunt două ședințe, una pe 25, una pe 6. E vorba să aprobăm ca un mandat pe care îl dăm, îl însărcinăm pe reprezentantul nostru, să voteze în ședința AGA a DIP-ului, proiectul de ordine și ce au ei acum. Noi atât știm că și-a zis-o să lucru pentru noi la care facem parte doar... Nu este reprezentant legal? Nu. Și reprezentant legal în primar? Nu, deci nu vreau să zice ceva. Eu am vreo mai mic. Nu, scrie privind acordarea mandatului special a reprezentantului legal al Unității Teritoriale Comuna RGU. Reprezentantul legal al Unității în Comisia ADIP e cel pe care l-ați sărcinat de voastră pe... Iar Consiliul Local, iar Unității. Pe unde este greșeala legată de... De legare, nu? Adică e vorba de un consilier sau e vorba de primar? Cred că e vorba de un consilier, că așa a fost de fiecare dat. Și așa ar fi și în ori. Păi primarul reprezintă OAT. Păi Consiliul Local al Comunei Gheleghiu, în calitate de autoritate administrativă, acordă mandat reprezentantului său legal. Consiliul Local acordă reprezentantului său legal sau al OAT-ului? Său legal. Al Consiliului. Al Consiliului, nu al Comunei. Domnul primar sau viceprimar? Ce vreți că l-au transmis?
Deci vorbim de Consiliul Local al Comunei, nu vorbim de autoritatea administrativ teritorială. Reprezentantul nostru, Naga, este fixat de anul trecut la început. A avut un proiectul respectiv, doar mandat să puteze ordinea de zi problemele care le-a trebuit. La care noi știți foarte bine, nu suntem doar membri, să avem un cuvânt de spus, că nu avem relații cu CRAB-ul, nici cu adizul Romprest, suntem practic diferit, separați de el. Doar că suntem membri a celor două asociații și plătim o cotizație mică sau mare, nu știu. Da, cine se vede? Mai departe, mergem mai departe. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Ilegiu în ADA, Asociației de Dezvoltare Comunitară Bacău, cu privire la punctul 1, scris pe ordinea de zi al ședinței ADA ADIP din data de 6 august 2012. Este o altă ședință. De altă ajuna este pe 25, adică mâine, și mai este pe 6 august. Nu trebuie să ordinăm proiectele, pentru că bănuiesc, ca să fie un document legal vaga, au nevoie de reprezentanți cu intermediere de partea ordinării 25 din 6 august. Cine este pentru? Haideți mai departe. Proiect numărul 6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Comunei Hilegiu în domeniul public al Comunei Hilegiu a imobilului teren în suprafața de 653 metri pătrați, categoria de folosință pășune. Da, e vorba de bucățica aceea de 630 de metri pătrați din dreptul stânelui Ionic Iancu, ca să drumul Poierii, unde se va construi stația de distribuție în gaz. Da, pe ulița sistemului. Cine este lemnă? Bine, și ultimul punct, diverse. Cine se înscrie la diverse? Doamna... Și unde s-ați casă mult? Da, da, da. Ia, mai. Doamna să vă da, vă mulțumesc, la principiu. Aveți comandul, doamnă. Da, mulțumesc, doamnă. Ce se întâmplă la fa de la retirat? Să începe proiectul sau nu? Deci, pe 27 noiembrie este ultima zi în care se mai depun oferte. Din momentul acela se află câștigătorul, citații. Dar este depus până acum pe ofertă? Da, nu știu. N-am vrut să știu după asta, pentru că nu ne ocupăm, că am făcut de consultanță. Nu cred că e depus, pentru că până pe 27 mai e mult, mă sunase. Am fost sunat de mai mulți interesați, gen domnul Șap, gen domnul Rapid la Forcel. Cu siguranță vor fi firme interesate, pentru că e vorba de foarte mulți bani, e vorba de lucrare în apropierea Uneștiului, o lucrare care, de punct de vedere, nu este foarte, foarte grea, ținând cont că satul Plătirea se desfășoară pe o colină ascendentă, apa sus, simplu să ajungă ca și canalizarea de altfel, unde te trinde foarte, foarte multe pompe. Urcat în MSAP, e analizat, chiar și aseară îmi să cineva o fotografie. Vedem ce se întâmplă. Eu sper ca să nu avem contestații, pentru că asta este singura mea teamă, singura mea grijă. La ANAP am trecut foarte... Păi, cu asta singurul care poate trunci, acum ar fi o contestație care ar trunci termenul. Nu cred că se va întâmpla lucrul acesta, pentru că, din câte știu, inclusiv legea aceasta contestațiilor s-a mai schimbat între timp. Trebuie să ai argumente clare, solide, să... Tocmai de aceea am și ales să organizăm un lucru cu oferim de consultanță în citația, ținând cont că e o lucrare foarte mare cu valoare destul de ridicată, să nu avem surprize legate de contestații. Sunt specialiști care se vor ocupa și eu cred că nu vor fi contestații care să prelungească acest termen. Tot ce ține de noi este finalizat, din punct de vedere al studiului de fizabilitate, avize, obținute, acorduri, tot. Rămâne să înceapă lucrarea efectivă și să dea Dumnezeu să fie apă, să ajungă peste tot. Omul să înțeleagă că apa e doar pentru uz personal și casnic și nu... Ținând cont de situația în care suntem astăzi, adică nu vă spun că am muncit o săptămână întreagă pentru o sursă de apă la o sursă existentă, de altfel, la Brătila.
Deci acum 4, 5, 7, 8 ani în urmă, când eram viceprimar, nu se lua în calcul și nici măcar nu ne gândeam că să rămânem fără apă la Brătila sau la Ghelegiu, acolo unde existau pânzi de freat și izvoare care asigurau, eu aveam magazin la soacră mea în curte și curgea apa, de anumță știi foarte bine, la izvorul ăsta din față, fără oprire, adică nu era o zi în care să nu curgă apa și nu s-a dat pe vitele acolo. Vă spun că nu este apa, am săpat acum în Grețeș, pe acolo m-am rugat, cei din Grețeș, pe Pădureț, nu știu cum e, toată nu s-a dat acolo în vitelaje. Un metru și ceva, 2 metri mai jos, am găsit o pungă de apă, în 2, 4 ore, 12 ore s-a finalizat. Adică a început să curgă cu debit mai mare și apoi iar s-a oprit. Nu este apă, vedeți cu toții, se întâmplă asta, nu mai este asta o apă. Nu știu ce o să fie, o vedea cu toții, mi se pare că nu e regulă, să ai 32 de grade la sfârșitul octombrie. Nu se nici o pare de doamnă. Noi încercăm. Deci, concret, nu vor începe anul acesta cu nu ai disperat Dar este cu proiectare, nu licitat cu proiectare. Tocmai asta este sprijinul nostru, nu o să este că fi cu proiectare. Perioada iernii se va finaliza fața de proiectare. Faza de proiectare și eu știu, eu cred, îmi doresc ca și voi de altfel, indiferent ce se spune prin campanie, prin alege, prin fiecare scăte de urmat, îmi doresc să înceapă lucrarea asta. Nu îmi doresc să fie apă, îmi doresc să, nu știu, să fie bine și să nu mai fie discuția asta. Toată lumea trebuie să aibă apă, asta este clar. Nu vă soluție. Deci eu nu văd, nu că mă dau de depășit sau nu, sunt soluții. Din punct de vedere, soluția cea mai la îndemână ar fi, nu știu, o gândită, un proiect macro, o adunțiune dintr-un baraj în Valea Uză, nu știu, să facă barajul de la Delci, în care să dea voie să iei și să o trateze. Adică, inclusiv asta ar fi o soluție, pentru și chiar pentru de lei. Că dacă barajul s-ar înființa, de la pumpele care noi gândim azi la Brătila și până la prima conductă de la Pedelei, ar fi un kilometru jumătate, 2 km, orice pompă ar putea să împingă, dacă stai să te gândești bine. Dar... În 2026 zice că e gata. Cu barajul de la... Dar eu l-am văzut proiectul, că l-am studiat împreună la directorul de la Mediu, pentru că suntem parte acolo în discuții, că pe terenul ATU-ului, într-un fel, se desfășoară mare parte din proiect. Nu va fi același proiect din care le iau copiii prin cu bărcuța pe loc. Nu, e o chestie care va fi doar de deversare, care va stăveni până la un punct. Apa se va întinde mai mult pe lungime decât pe lățime, adică dacă vă gândiți și vedeți duveta aceea a fostului baraj, nu va fi acoperită în lungime cu apă, decât cam cât ține Aldea Minoră și Majoră a Tazlăului de astăzi. În urcă până la spre Brătila, l-a îndiguit. Da, dar oricum o să fie un avantaj. Clar, va fi un avantaj pentru că ar mai crește, să spunem, pânza freatică, dar tot nu ne-ar ajuta. Deci dacă nu plouă, nu-și revine timpul așa cum a fost în fa, e o problemă gravă. Dar nu are cum să-și revină, pentru că nu are cum să-și plouă și să-și revină cum a fost cândva, pentru că dacă e să ne uităm, vremea și clima, tot timpul pe planeta asta s-a schimbat. Noi nu putem aștepta că o să fie cum a fost acum 10, 20 sau 30 de ani. Am spus eu cu 30 de ani. Nu există așa ceva. La nivel macro, la nivel minim. Adică nu lași în sensat ce am luat unui aluate să-și găsească soluții de apă. Pentru că e o problemă gravă. Iar pentru zona noastră și doamna Bănic știe foarte bine ce spun că împreună am făcut atea am putea lucrurile astea. De la hotelul Helen și până la Dumbrava, pare de Buravoi, în zona asta noastră, nu există apă de mare adâncime, adică nu pot să folezi. Eu am furat că am fost nebun la DRE, pentru că am vrut să am un pariu cu mine și care l-am pierdut, din păcate. 115 metri și nu da niciun gram de apă. Când acel proiectant, domnul Bonta, și v-a spus clar, domnule, dacă ați trecut de 35 de metri, nu mai găsiți apă. Așa a fost, 33 de metri a curs apă și curge în continuare, dar curge o apă care ar ajuta la două gospodării, la trei gospodării. Ei, nu știu cât să-și permit un oraș de 40 de metri să scoată apă doar pentru o gospodărie. Înțelegi? Nu este apă în zona noastră și o să fie o problemă, cred eu, destul de mare în viitor, pentru că au scăzut foarte mult, inclusiv acele rezervoare de apă. Discutam cu cineva de la Apele Române, cu puteri de decizii, care se plângea, și ăsta e cuvântul, că după să o potrești pe calculul nostru, poate nu-i bine să dau o informație asta pe camere, că în 2011 să rămâne fără apă tot ce se apă orașe, legat de Valea Uzului. Nu mai există, practic, barajul, nu dacă a observat. A fost golit să se curăță și așa. Iar apa de la Uz, râul acela Uz sau râul acesta care alimentează acel rezerv, acel baraj, a scăzut foarte mult în debit, că se consumă mai mult în Bacău, Onești, într-un Bogna, Tofteana și cum ar mai fi, de Rămânești, cât produce. Deja acolo e o problemă și mai gravă. În fine, da. Așa, și la începutul anului se discuta
că există posibilitatea să asfaltăm, să betonăm mai exact ulițele de la Muman. Să mai întâmplă ceva în toamna asta? Spuțele Mumanu, avem proiect depus pe CNI și, și numai pe CNI, nu sunt finanțate, avem proiecte finalizate, nu sunt, nu am contract de finanțare cu ele, nici nu le-am avut discuții. Pe partea de costea, avem o finanțare de la Petrocap, un contract semnat, chiar am încercat să-l fac pe cap, dar am oprit pentru că n-aș vrea să fiu tâmpit și să betonez în toamna asta și în februarie, martie, să-l săpăm ca să punem în apă și canalizare. Pentru că, clar, în tot Brătila, deci orice discuție, oricât de mult am mai pune cineva de acum, nu se mai poate pune. Contractul este semnat, există surse de finanțare, se va începe lucrarea respectivă. Că se va finaliza mai devreme sau mai târziu, nu știu asta. Nu sunt în stradamul să le știu. Și ulterior, vă dai pe un constructor cu mandat la Cămin și mulțumesc 5 ani să termină un Cămin, credeți pe Dumnezeu. Având în vedere cazurile mai sociale, speciale, care totdeauna mai sunt la acolo, sunt câteva cazuri cu adere, adică în sensul că ei nu au nicio venit, sunt bătrâni, nu, pensie nu are, așa, și măcar, nu știu, sunt măcar trecut la un ajutor social, la ceva, măcar cap de oameni sunt, din care vin de alimente să aibă pe... Sperăm să o termină termenul 1 iunie, nu vreau să se încadreze în termen. Da, vreau să întreb despre căminul de la Hileciu, am înțeles că l-am inaugurat, e ok? Este plăcut la inaugurat, m-am recepționat, urmează să se face și o inaugurare, nu am fixat. O să fim frăiunități, vreau. Monument. Și atunci, nu chiar, atunci o să autrizăm. Încă mai avem de mandat partea a unui proiect de hotel. Să finalizăm partea din bibliotecă, căminul cultural al Hileciu mi-aș dori și indiferent ce se vorbește, că Elena mai spune cu toții că avem și timp să discutăm. Sunteți invitați cu toții ori la orice eveniment, nu trebuie să spunem primarul, ești invitat la evenimentul respectiv. Ei, nu vă supărați, nu știți, m-a spus sărbătoarea Sântienelor. Cine a fost chemat? Am făcut-o la discuție din așa. Nu a fost doar pe Facebook. La intrare în primărie este un loc. Deci așa cum vă spuneți. Absolut orice. Dar nu despre ce asta e vorba. Vreau ca acest cămin la Hileciu să fie cu adevărat un loc în care se desfășoară activități. Indiferent cine este primar. Nu. Am Ciprian Ați și nu să fie acela. Să fie un cămin de centru, care mi se pare că am destul de bine și se plătează a avea diferite activități. Chiar mă gândeam, și cred că voi face și lucrul acesta, să mut casa de cămin în cămin, să se organizeze cămin acolo, să nu mergăzăm aici să la reconsider, pentru că e destul de îngust și nu e în regulă.
și aștept și din partea dumneavoastră să veniți cu solicitări vis-a-vis de mai multe evenimente. Eu am de gând, un bal la gospodarului, o chestie de, ziua Iniei, de nu mai știu ce. Este păcat, este în centru, în biblioteca acum utilată pe care o finalizăm, mobilată cu mobilier nou, eu cred că e păcat să nu mai avem viață. Pentru că mai avem, să spunea o mică mai devreme, și au auzit ce spune legat de cărnină de plătirea. Pentru ce să mai facem un cărnină de plătirea când avem trei clădiri care nu au viață acolo? Și nu știu ce să le fac, adică nu ține de mine. Veniți și dumneavoastră cu idei. Biblioteca poate face activități. Măcar o dată pe lună. Și se întâmplă cu școala aia. Sigur. Nu este o dată pe lună. Au fost vacanțe. Cadrele didactice. Sunt atâtea cadre didactice. Să știți că... Pot o dată pe lună să fac o activitate acolo. Deci bibliotecarul de la Hilegiu a avut atât și până acum. Pentru că chiar dacă am înființat Căminul, avem două sucursale pe care am înființat acum 4 ani de tot și colegii nu poate să-l confirme. Chiar eu îmi doresc foarte mult. Nu vă spun că am luat legătura cu două ansambluri folclorice de la Dofteana și de la Sânduleni, de fapt, reprezentantul ansamblului respectiv, să vină, poate pot organiza cu tineri din comun, un curs de dans, un curs de folclor, nu știu, o serbarea. Deci sunt deschis la orice discuție și poate să vedem din partea oricând, nu mă deranjează. Adică chestia aia cu unul în campanie, nu vreau să ferești, să fie sănătos. Instructor din care deci poate să vină orice. Deci mi-aș dori ca cu cărniu de la el să aibă viață. Și vă spun sincer că nu doresc cu zi pentru că nu arată rău. Și uite și asta are un o față, are culoare, înăuntru e ok, apă, curent, toalete, o să vedeți. Apă nu se aibă, apă nu ridică acolo. Dar ridică, domnule. Ridică la dumneavoastră etajul 2, ridic și acolo, stați liniștit. Eu nu am apă de la... Ei, nu aveți, aveți mai mult decât are oricine. Eu am pe apă acolo. Ce se întâmplă? Am, de la fântâna mea. Nu, cu soluții și eu dau mâini. M-am dat-o paie la produierii, la cum să facă casă cu plasticalul ăia. Și asta, la altă, aș fi deschis să facem ceva. Treaba de copii, ce ai treaba? Din cauza că se zice că școala cum vei numărul. Voi ați rămas la debugin cu școală, la plătirea aia vreau și gata. De ce? Nu mă aduc copiii în plătirea de la debugin. Voi, de la Trebugești, ați obținut să rămână acolo, la noi ați dus. Dar sunt trei copii, domnule. S-au dus la Bănești. S-au dus la Bănești. N-au avut cât avem la ei. Ideea este că sunt mai multe instituții de cultură. A spus doar Hilegiu. Din nefericire, la Hilegiu sunt destul de puțini copii. Este păcat că în celelalte sate unde există și unde să nu uităm, by the way, avem o persoană care îngrijește, da? Ați angajat persoană care îngrijește. Să știți că sunt evenimente, iar la Brătila chiar au avut... Sunt tot din nu vreau să-mi copii, nu sunt mai mult și chiar și la Delei. Deci, și la Delei. Împreună cu biserica, biserică, am avut școală de fără la Brătilei. La bibliotecă făcută, la o bază sportivă. Cum a spus copii? Sunt copii. Nu are ce tot, dar vreau să iau. Nu e de bine, nu mai de bine. Doamne, am zis că la trebuie nu ce a dus la nu cauza voastră. A lor proprietate. Foarte scurt. Veniți. Ești de acord? Nu. Ai, nu. Tu ai plecat și tu la ori. Tu ai luat în cap. Tu ai dus și tu la ori. Ești de acord? Că luați pe la fără, nu mai luați pe biserică. Dar nu luați pe la cutie. Nu, nu stau la cutie. Domnul, dar ai plecat și tu. Da, plecat la cutie. Nu, asta e sorim la plătirea. Băieții, Trebuie. Dacă nu mai vrem să ne ajungem mai permiță, domnul ce vrem.